Salutare prieteni, eu sunt Mike de pe Riz.ro și astăzi vom începe seria Custom Game de la GTA 5 pe care am promis-o eu pe site, însă nu am avut timp să mă apuc de ea, mă chinui să filmez videoclipul ăsta cred că de o săptămână și uite că astăzi, dacă îl vedeți astăzi, am reușit înseamnă. Ok, astăzi pentru primul episod din seria Custom Game pentru GTA 5 am ales să vă arăt cum să instalați o mașină. O să facem metoda simplă pentru că există două metode pentru a instala o mașină în GTA 5. Există metoda add-on și metoda replace, pe care o vedem noi aici pe 5modes.com. Ok, ce înseamnă asta? Replace înseamnă practic înlocuim o mașină deja existentă în joc, iar add-on înseamnă că adăugăm mașina individual în joc, practic la performanțele ei realizată de developeri și nu necesită înlocuirea unei mașini, practic. Ok, avem și tuning pentru această mașină, se întâmplă, nu pot să spun rar, dar majoritatea au bug-uri. Ok, eu am ales pentru primul episod acest Audi A4 4 2017. Am să vă las și vouă link-uri. Dacă nu, mergeți pe 5modes, la search sus scrieți Audi A4 și nu, cred că o să mai vină. Uitați-l aici. O să vă las eu link-ul cel mai bine și în articol pe site și pe YouTube, ca să ajungeți voi mai repede. Pentru a instala o mașină în GTA 5 vom avea nevoie de programelul Open 4 sau Open 4, pe care îl puteți găsi pe Google, The Ultimate Modding Tool for GTA 5. Ok, o să vă las link-ul openiv.com. Aveți aici download, se instalează foarte simplu, o să vă întrebe doar de locația jocului unde o aveți instalată, iar după aceea se va deschide așa. Veți selecta GTA 5, platforma pe care o luați, în cazul nostru Windows, se va deschide. Eu am descărcat deja, cam așa o să arate conținutul arhivei pe care am descărcat pentru modelul acesta. Noi astăzi vom face replace, pentru că dacă vom face add-on o să avem nevoie de un trainer ca să putem spama mașina, pentru că mașina practic nu o să găsiți nicăieri. Este o mașină individuală și nu are spam pe străzi de la joc, deci trebuie să o spamăm noi. Și din moment ce ăsta este primul episod, probabil că următorul episod va fi cum să instalați un trainer script, pentru că trainerele sunt de mai multe feluri pentru GTA 5, sunt trainerele simple care nu necesită scripturi, iar cele mai complicate sunt pe bază de script. Deci probabil că în episodul 2 ne vom găsi cu un tutorial de genul. Momentan vom avea de-a face doar cu cele două foldere, replace și tuning. Add-on, o să fac și varianta add-on după ce o să fac tutorialul cu scriptul. Probabil că al treilea, al patrulea episod o să ne învățați cum să adăugați o mașină de tip add-on și să vedeți mai mult despre ce vorba. Să discutăm atunci. Deci vom avea nevoie de doar de cele două foldere. Mașina, practic acest model de Audi, va înlocui mașina Buffalo. Ca să vă dau un exemplu, până acum în acest moment o imagine cu mașina Buffalo din GTA 5 existentă este mașina lui Franklin, cred că o știți și voi dacă ați jucat jocul, imposibil să nu știți. Acea mașină albă de seamănă cu un Dodge. Și pentru rezultat am să fac un filmuleț ca să vedeți voi. Haideți să vă arăt acum cum o să arate mașina, practic acest Audi. Haideți să vedem. Ok, ați văzut voi despre ce e vorba. Haideți să vă arăt cum se instalează acum, că probabil sunteți nerăbdători să vedeți. Deci deschidem acest programel, alegem Windows, platforma pentru, stați să fac asta din nou că v-am luat cu mașina și probabil că ați și uitat cum am deschis programul. Mergem la Windows, Starting, se deschide, cam așa arată. Toată regula acestui program este, după cum puteți vedea, am aici un folderele din data jocului și am aici mods. Voi nu o să aveți acest folder acum, ca să puteți modifica, să faceți copii sau să mutați sau să ștergeți și așa mai departe. Aici va trebui să mergeți în Edit Mode aici
și dați do you want to continue și dați ok, dați yes. În momentul ăsta, orice acțiune veți face, o să vă apară aici sus, mie nu o să mai apară pentru că deja am făcut lucrul ăsta, o să vă apară aici undeva show in mods folder. Trebuie să dați pe acel show in mods folder ca modificarea să rămână și să funcționeze, pentru că dacă nu-i dați așa, nu o să funcționeze. Deci țineți minte acest lucru și nu uitați să... O să vă apară cu roșu, nu aveți cum să nu observați, trebuie să dați show in mods și o să deschidă practic aceleași foldere, numai că o să fie într-un folder special. Ok, ca să facem replace pentru acest Audi, să avem nevoie să înlocuim fișierele Buffalo, ale mașinii Buffalo, și pentru tuning vom avea nevoie să instalăm modurile de tuning pentru mașină. Deci apăsăm pe Edit Mode aici sus, mergem în Modes. De fapt, voi nu o să mergeți în Modes, o să mergeți în X64E. Ba da, uitați, așa o să vă apară. Show in Modes Folder, Hide News Notification. Nu, deci trebuie să-i dați Show in Modes Folder și automat când i-ați dat s-a mutat automat singur în folder. Bine, la voi să creeze folderul. S-a mutat automat în folderul X64E.rf. De aici mergem la Levels, GTA 5, Vehicles.rpf. Aici unde sunt toate mașinile din GTA 5. Mașini, nu vorbim de elicopter, avioane, biciclete și așa mai departe. Butonul acesta Edit Mode, dacă este activat, mergem în folderul Replace, copiem toate cele și facem drag and drop aici. În momentul ăsta, a fost o chestie de secundă, în momentul ăsta mașina este instalată. Ca să instalăm și tuning-ul, partea de tuning, sau puteți, nu știu cât de mult vă puteți modifica mașina, dar important este că avem acest fișier și trebuie să îl importăm. Ok, unde importăm acest fișier? Buffalo Modes, pentru că nu o să-l mai importăm aici. Aici sunt practic decât fișierele pentru mașini în sine. Deci, stați să închid eu asta ca să vă arăt unde mergeți, să faceți drag and drop. Trebuie să mergeți pe partea de I, deci X64I, dacă nu mă înșel, Levels. Acum sunt în Modes, m-am mutat în Modes automat. Deci mergem în I, X64I.rpf, mergem în Levels, în GTA 5, în Vehicle Modes și practic aici trebuie să facem drag and drop la fișierul RPF care se numește Buffalo Underline Modes, pe care îl vedeți aici. Vedeți? Practic faceți drag and drop, îl trageți aici și cam asta este metoda pentru a instala o mașină de tip Replace în GTA 5. Ok, acum tot ce trebuie să faceți este să închideți acest program, să dați play la joc și să, nu știu, eventual dacă vreți să vedeți mașina, ar trebui să jucați cu Franklin, să mergeți la el acasă și o aveți sigur în parcare sau oriunde altundeva. E mașina lui, practic, și e ușor de găsit. În schimb, dacă veți face replace pentru orice alte mașini, vă trebuie un trainer să puteți spama mașina mult mai repede decât să stați să căutați în tot orașul. Ok, cam ăsta a fost primul episod din Custom Game de pe RIS.ro. Ne vedem data viitoare, sigur, cu un tutorial despre cum să instalați scripturile, nu numai un trainer, pentru că pe 5 Modes aici aveți secțiunea de scripts pe care nu o puteți instala dacă nu știți cum să instalați modul de script în sine. Ok, eu sunt Mike de pe RIS.ro, până data viitoare te rog eu frumos, nu uitați să dai un like, un share și un subscribe dacă ești nou, mă ajută foarte mult. Ciao!